Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum o ediție specială, duminică seara, o duminică la finele unei săptămâni extrem, extrem de importantă pentru biografia politică și militară și de cooperare transatlantică a României. Și atenție pentru cei care nu știu, începutul unei săptămâni extraordinar de importante, așișderea, săptămână în care președintele României va fi primit de cancelarul german Angela Merkel. Vedeți dumneavoastră cum stau lucrurile. După o întâlnire la Casa Albă, să te vezi la distanță de 6 zile cu cel mai important om din ierarhia de decizie a Europei, este ceva care trebuie discutat. Astăzi seară vom discuta, așa cum ați și văzut, noaptea generalilor, vom discuta cu trei dintre oamenii care cunosc cu subiect și predicat ce se întâmplă în geopolitica și în mecanismul de dezvoltare a relațiilor militare și strategice ale României. Vom discuta urmare a vizitei președintelui Klaus Werner Iohannis la Casa Albă și întâlnirii acestuia, fără doar și poate cu cel mai important și cel mai decisiv om în lumea de astăzi, președintele Donald Trump. În ordinea numerelor de pe tricou, general Emil Străinu, amonarea domnului general, să vă salut și vă mulțumesc. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. General Virgil Bălăceanu, vă mulțumesc, domnule general. Bună seara. Ultimul, dar nu cel de pe urmă, general Alexandru Grumaz. Mulțumesc foarte mult, domnul general. Mulțumesc de invitație, bună seara. Cu tot dragul. Înainte să provocăm la dialog oamenii, înainte să vă spunem punctul nostru de vedere și să-l ascultăm pe al dumneavoastră, haideți să vedem de la ce date, așa pe scurt, pornim, care au fost ideile principale marcate pe peluza de la Casa Albă de cei doi șefi de stat. Thank you very much. It's a great honor to have you. You've been a true ally, a wonderful country, and a great relationship. And that relationship, as you know, as of moments ago, is getting even better. So, thank you very much for being here. It's my honor. Thank you very much, Mr. President. It's a great pleasure and honor for me to be here. And I'm looking forward to our discussions on our partnership. Au fost momente istorice la Casa Albă, acolo unde președintele Klaus Iohannis a avut parte de o primire călduroasă și unde a discutat mai bine de o oră în biroul oval cu omologul său american Donald Trump. Președintele român a semnat în carte de onoare, a avut convorbiri tet-a-tet și oficiale cu liderul de la Washington și apoi a susținut o declarație de presă comună cu Trump. Lupta împotriva terorismului, dar și angajamentul americanilor față de articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic s-au numărat printre punctele cheie ale discursului lui Donald Trump. I'm committing the United States and have committed, but I'm committing the United States to Article 5. And certainly we are there to protect. I also want to thank the Romanian people for everything they contribute to our common defense and to the fight against the evil menace of terrorism. They have their own difficulties with it, and they've come a long way and they're doing a lot. Romania has been a valuable member of the coalition to defeat ISIS, and it's the fourth largest contributor of troops in Afghanistan. I want to recognize President Iohannis for his leadership in committing Romania this year to increase its defense spending from 1.4% of GDP to over 2%. NATO and the European Union do not have to compete against each other. They have to work together. They have to work in such a manner as to produce synergetic effects, make NATO stronger, make Europe stronger, make the United States of America stronger. Klaus Iohannis i-a mulțumit lui Donald Trump pentru sprijinul său față de statul de drept, ocazie cu care liderul de la Washington a amintit despre progresele în ultima perioadă înregistrate de țara noastră. Mr. President, I want to applaud your courage and your courageous efforts in Romania to fight corruption and defend the rule of law. This work is necessary to create an environment where trade and commerce can flourish and where citizens can prosper. I can tell you that there are many American investors right now going to Romania and investing, and they weren't doing that a number of years ago. So that shows very, very big progress.
La rândul său, Klaus Iohannis a subliniat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite. Romania is very conscious of the fact that we stand on the eastern flank and we heavily rely on your partnership, President Trump, because we cannot stand there without the US. We cannot stand there alone. On the other hand, our partnership has a huge opportunity to step up not only in security matters, but also in commercial and economic matters. Klaus Iohannis este primul lider est-european primit de președintele Statelor Unite de la învestirea sa în funcție. Înainte de a se întâlni cu Donald Trump, Iohannis a avut la Washington o întrevedere și cu secretarul de stat american Rex Tillerson. După vizita de la Casa Albă, președintele României a revenit cu precizări în mediul online. Am avut o întrevedere excelentă cu președintele Donald Trump. Împreună am decis să transformăm parteneriatul strategic într-unul mai puternic, mai bun și mai durabil. Acest lucru va duce la schimburi economice mai bune, a punctat șeful statului. Ne-am întors în platou, repet, trei generali, trei cunoscători ai situației geopolitice și strategice a României și trei oameni cu care de aici înainte dezlegăm lucrurile privind vizita și mai ales impactul vizitei pe care Iohannis a făcut-o la Casa Albă sub aspectul militar. Prima întrebare, domnilor, în ce ordine doriți să răspundeți? Eu am afirmat și săptămâna trecută într-o emisiune cu domnul general Bălăceanu și am mai afirmat și în altă ocazie că armata română a fost unul dintre factorii esențiali care au creat vizita de acum 48 de ore de la Casa Albă a președintelui Iohannis ca factor principal. Greșesc sau nu? Nu, eu vreau să spun un lucru încă de la început care este foarte important pentru că am mai avut și altă dată probleme și nu vreau să aibă nici emisiunea, nici televiziunea și nici. În primul rând, prezența mea la această emisiune nu implică nicio instituție de stat sau privată, nicio persoană juridică sau fizică, iar eu sunt în ceea ce se numește patria mea este limba română, nu sunt anglofil, nu sunt rusofil sau de altă natură. Nu cred că... Deci am spus acest lucru încă de la început ca să fiu înțeles în ceea ce voi spune mai departe. Bun. Pentru că colegii mei au mai vorbit la mai recent în această emisiune, aș vrea să-mi exprim un punct de vedere personal, deci o opinie în raport cu această vizită. Și, în primul rând, aș vrea să reiterez faptul că ai avut dreptate în ceea ce ai spus și la fel și colegul nostru, că nu diplomația română, nu președinția, nu parlamentul, nu guvernul s-a ocupat de această vizită și a organizat-o, ci este vorba de rezultatele obținute de armata română, de serviciile speciale, de Ministerul de Interne, care are și el contribuția pe plan european și internațional, și de faptul că aceste instituții din sistemul siguranței naționale, sistemul de informații și ordine publică au avut un rol efectiv hotărător în acest sens. Deci au depășit ceea ce înseamnă ce făcea un ministru de externe, ce făcea un guvern. Vrem, nu vrem, aceasta este o realitate pe care trebuie să o înțelegem. În al doilea rând, aș vrea să spun că, într-un fel sau altul, euforia asta nu știu dacă este neapărat atât de bună, pentru că imediat a fost transformat președintele nostru într-un fel de lider regional. Am mai avut noi lideri regionali, și pe domnul Constantinescu, și pe domnul Băsescu, și pe domnul Iliescu, care făcea Crans-Montana, forumul de la Davos și totul, și n-am putut să rezolvăm nimic. Este bine că acest contact a avut loc. Poate că era mai bine să vină domnul Trump la București. Chemarea la Washington are un fel de chestie de asta, te-a chemat sultanul să-i pup papucu, e o problemă, dar important este că deocamdată președintele l-a reprezentat acolo cu cinste, cum s-a văzut, mai departe o să spun și alte lucruri, dar încă o dată nu trebuie să luăm această problemă ca fiind un lider național și un lider internațional. În al doilea rând, problema asta care s-a tot vehiculat că noi o să facem podul cu rușii și o să bată rușii palma cu noi, că noi o să împăcăm păduși cu americani, noi am mai avut problema asta în 2001-2004, când președinte era domnul Iliescu și prim-ministru domnul Năstase și primul ministru al Federației Ruse și ministrul de externe, când s-a întâlnit cu domnul Năstase, le-a zis foarte clar, stați în banca noastră că nu voi rezolvați problemele dintre noi, deci problemele la nivelul superputerilor nu rezolvă să ne înțelegem o țară ca România. Poți fi cu poartă de securitate. Sunteți pornit rău, domnul... Nu, deci este o problemă care trebuie să discutăm. Am înțeles. Punctul meu de vedere coincide cu ce am spus eu. Păi numai puțin. Nu, că avem tot timpul două ore. Vreau doar să răspundem la această prima întrebare. Asta, în partea asta de început. În al doilea rând,
apropo de chestia asta cu podul și legătura între noi, noi putem fi un pod foarte bun între Europa și America, dar pentru că suntem o țară europeană, suntem în NATO, suntem în UE, dar aici un pod, dar un pod cu partea cealaltă, noi pod cu chinezii, pod cu rușii, numai aici Ceaușescu care se împace vremea războiului rece, este cu totul altceva. Și mai trebuie avut în calcul cu totul ceva foarte special. Să nu uităm că, indiferent că vrem noi, că nu vrem, diplomația rusă, diplomația externă, adică diplomația, relațiile externe ruse, sunt calculate în 3, 4, 5 pași ca la șah. Noi, de exemplu, știm ce facem mâine sau poimine. A venit acum domnul președinte, am aflat în două săptămâni că pleacă, s-a dus, a venit, vine acum, nici prea știm ce a semnat sau ce a vorbit în alea 10 minute cât au fost la tret, pentru că nu știm nimic. Și pentru poporul român, pentru Na Vasile care dă cu coasa sau e șofer la taxi sau nu știu ce șuruburi strânge la un olțit, este foarte neclar ce a câștigat el. Mai ales de la gafa aceea cu, apropo de viză. Am vorbit și de viză și Trump spune foarte clar, nu, n-am vorbit despre viză. Adică e o problemă totuși. Adică o bâlbâială care a fost, cum să spun, o controversă și a fost comentată și pe plan internațional. Una peste alta, ca să închei și dau cuvântul prietenilor mei, faptul că s-a întâmplat este foarte bine. Problema este văzut acum care sunt rezultatele. Dacă e o chestie numai de imagine și ne-am dus și ne-am plimbat până acolo, asta putea, s-au întâlnit doi nemți, s-au dat mâna între ei, amândoi președinți, unul în Germania, au vorbit puțin lențește și asta e. Se duce și la Berlin, vorbește și cu neamurile de la Berlin. Mergem mai departe, se vede, stați un pic, dacă tot o dăm pe partea asta, se vede și cu Macron peste alte câteva zile după Merkel, adică lucrurile nu sunt chiar așa simple. S-a văzut la Washington cu Trump, se vede peste 4 zile la Berlin cu Merkel, apoi are un tet-a-tet aranjat deja de diplomația franco-română, ambele, la Bruxelles cu Macron, deci lucrurile capătă o altă poziționare față de România. Domnule general, întrebarea pentru noastră, complementar la ce am întrebat general, și văd că primul invitat m-a validat, sper să o facem și asta, sper, poate n-am greșit foarte rău, dacă armata română a fost unul dintre factorii decisivi în întâlnire. Decisiv, ăsta este rolul decisiv. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea complementară este așa, domnule Bălăceanu. Ce conjunctură, și se întreabă orice român de bun simț, ce conjunctură, ce aliniere de planete, ce s-a întâmplat de prima țară din estul și centrul Europei invitată prin șeful ei de stat la Casa Albă, a fost România. Am mai făcut o analiză aici și mă întrebam atunci, era chiar o întrebare retorică, de ce a ales președintele împreună cu grupul lui de consilie România și nu a ales Polonia. Iată că a venit și Polonia, a venit și rândul ei, dar după România, chiar dacă va fi o vizită a președintelui Trump în Polonia. Există o explicație. Există o explicație legată de zona de interes a Americii față de România ca poziție geostrategică, pentru că zona fierbinte pentru Statele Unite rămâne totuși zona de sud, zona Orientului Mijlociu, nordul Africii. Iată acum zona Golfului este o zonă destul de fierbinte, ca să folosesc un eufemism. Să nu mai discutăm problema legată de Ucraina, problema legată de zona caucaziană și transcaucaziană și chiar, de ce nu, Asia Centrală. Iată de ce, din punct de vedere al poziției geografice, și luăm în calcul pentru eventuale teatre de operații militare și intervenția în forța Statelor Unite pentru a reprezenta interesele Statelor Unite, dar și ale aliaților săi, România este absolut necesară. România mai este necesară, dacă vreți, pentru în ceea ce continuă să creadă, deși într-o manieră mai inedită, președintele Trump și a vorba de NATO. Alianțele militare se sprijină și pe principii geografice. NATO a fost constituită, în primul rând, în baza tratatului de la Washington, pentru apărarea teritoriilor țărilor NATO. Au intervenit modificări ale misiunii, dar o apărare înseamnă și apărarea graniței NATO și a Uniunii Europene. Ori România are un rol foarte important. Sau, să spunem, sperăm să devină important și tot atât de echilibrat cât este rolul Poloniei în flancul de nord-est al NATO. Pe de altă parte, sunt și interese economice, pentru că România este o producătoare de surse energetice, mai bine decât Polonia, se vând mai bine gazele naturale decât cărbunele.
Este o piață de investiții care poate fi deschisă unor domenii, cum ar fi agricultura, de ce nu, într-o anumită perspectivă, și industria auto sau alte tipuri de industrie. De ce o evitați, domnul? Nu evit industria de apărare, dar să nu se creadă că eu naivitatea mea, cred că momentul ăsta, Casa Albă și apoi Berlinul, este un moment în care industria de apărare a României, cu investiții din Europa și de peste ocean, ar putea fi revigorată, mă gândesc. Sigur, dar investițiile atât a Statelor Unite, dar și a celorlalți aliați din Uniunea Europeană, trebuie să țină seama și de ceea ce reprezintă interesele noastre, interesele naționale. Deci vrem și este absolut necesar să revitalizăm economia, necesar să revitalizăm economia națională, dar revitalizarea respectivă să însemne o producție care să aducă beneficii de ambele părți, dar mai ales de partea care este interesată în apărare. Este interesată în apărarea teritoriului României, unde armata română este prima solicitată pentru o asemenea misiune. Deci înzestrarea trebuie să se facă în condiții favorabile pentru România și pentru armata română. Pe de altă parte, revenind asupra subiectului și nedezvoltând prea mult problematica legată de armată și rolul ei în politica românească externă, trebuie să reamintim faptul că s-a subliniat în pre-vizită, pe timpul vizitei și iată acum și post-vizită, elementul esențial l-au constituit cei 2%. Dacă la ora actuală România nu se angaja și nu rezolva problema celor 2%, pe care sperăm să o încheiem la finele anului, atunci nu ar fi făcut obiectul unei asemenea vizite președintele Iohannis. A avut rol armata română, domnule general, mai abitir decât diplomația română în întâlnirea de la Casa Albă? Dați-mi voie să fiu totuși elegant și să nu spuneți nimic. Diplomat față de diplomații noștri. Domnul Grumaz, hai că discutăm cu generali mai tranșanți. Domnul Grumaz, armata română, după părerea mea, a avut un rol decisiv în ceea ce a însemnat această întâlnire catalogată ca fiind istorică. Și acolo a venit întrebarea complementară, pornind de la spusele domnului Străinu și de la ce a spus domnul Bălăceanu. Există o diferență pe care românii trebuie să o perceapă și să o înțeleagă de abordare între București și Varșovia, Bucureștiul fiind chemat la Washington și Washingtonul mergând la Varșovia? Domnul Barbu, situația este mult mai complicată și aș vrea să încep prin a vă spune că Europa la ora actuală este într-un război hibrid. Deci Uniunea Europeană... Puteți defini un pic mai clar pentru cei de acasă că multă lume nu știe la ce... O să înțeleagă. Uniunea Europeană este de semne de slăbiciune. Administrația de la Bruxelles nu stăpânește fenomenele care se derulează la ora actuală în Europa. Și mă refer la fenomenul terorismului, la fenomenul migrației. Bun. România, la rândul ei, este în căutarea unei strategii pe termen lung care să salveze națiunea română dintr-o situație care poate deveni critică. Suntem la 100 de ani de la prima participare a României la primul război mondial. De partea cui am fost atunci? A Franței, a Angliei și am luptat și Rusia și am luptat împotriva Austro-Ungariei. Ce am câștigat? Cine ne-a ajutat? America. Woodrow Wilson. Care ce a făcut? A restabilit geografia, geostrategia în zona Balcanilor. Și a redat independența statelor în această zonă. 2. Al doilea război mondial. Am fost la început cu Franța și Anglia, după care am trecut cu Germania. În 44 ne-am întors la alianța America-Franța-Germania, Anglia. Ce am câștigat? Am pierdut Basarabia. În timpul războiului rece, în 68, am fost cei care n-am intrat în conflict la Praga cu tratatul la Varșovia. Ce am câștigat? Relația cu America. Am deschis relația cu America. După 90, cine a fost prima țară care a semnat parteneriatul pentru pace? 1997 România. 2004. Da, 1994. Am semnat. Suntem membri fondatori, da. Nu, membri fondatori. 94, 97, parteneriatul strategic. Parteneriatul strategic. Cer scuze, lăsați-mă să... Vă rog, iertați-mă. Nu, până noastră. Deci, în 1994, actualul ministru de externe a semnat la Bruxelles parteneriatul pentru pace.
Am fost prima țară care am semnat, pentru că Polonia și Ungaria considerau că acest parteneriat pentru pace este un fel de loc de parcare în care vor fi parcate pentru operea, pentru că lor li se promisese că vor intra în NATO. Spre deosebire de România, care nu i s-a promis că va intra în NATO. Deci astea sunt câteva din punctele esențiale. După care au urmat vizitele la Washington a tuturor președinților români. Cu excepția faptului că acolo nu s-a ținut o conferință de presă cu niciunul. Pe peluza, cu trandafiri, a Casei Albe. Deci spuneam că România este în căutarea unei strategii. Ceea ce ați întrebat în legătură cu contribuția armatei este esențială. Și am să vă spun de ce. Nu neg și nu spun că diplomația română nu a făcut eforturi deosebite. Diplomația română a făcut eforturi deosebite. Ambasadorul Maior și-a pus toate relațiile în funcțiune. A fost un pic și de, din ce am văzut așa din presă, a fost un pic de momentul în care a plecat Flynn de acolo, pentru că relația s-a făcuse prin consilierul pe probleme de securitate, Michael Flynn. Acesta a plecat din cauza scandalului cu relația cu Rusia. Deci, acum câteva luni, șeful statului major general a fost la Washington. Generalul Ciucă are o relație extrem de bună cu Danforth, cu toți generalii, pentru că el a luptat, a fost unul din generalii care a luptat în teatrele de operații. Cred că Scorpionii Roșii, nu? Da, Scorpionii Roșii. A fost primul care a luptat în Irak, după care a fost în Afganistan. Au un respect deosebit față de oamenii care au fost acolo. Mă rog, n-a fost singurul general care a fost. Dar el este absolvent al Colegiului Trupelor de Uscat în Statele Unite. Deci a fost un element esențial, pentru că, și am să explic de ce am spus că armata a contribuit. Pentru că actualul secretar al apărării, actualului secretar al apărării, i s-a delegat de către Trump, i s-au delegat atribuțiunile pentru numărul de militari care sunt trimiși în teatrele de operații. Nu s-a întâmplat până acum la niciun președinte. Este prima dată când se delegă această situație. Deci numărul de militari care pleacă în Afganistan, numărul de militari care pleacă în Siria, se decide la Casa Albă. Se decide la Pentagon. Se decide la Pentagon la... și Mattis este cel care răspunde de acest lucru. Bun, nu e bine nici să diminuăm ceea ce a făcut diplomația română, mai ales domnul Maior și pe relația cu serviciile, pentru că dânsul a avut o colaborare foarte bună cu serviciile americane. Noi suntem al doilea contributor cu informații la americanii în ceea ce privește Orientul Mijlociu, Europa și așa mai departe. Evitați în mod intenționat analiza comparativă Varșovia-București? Nu. Acum ajung și la ea. Deci noi Varșovia București este extrem de importantă și înainte de a pleca, președintele Iohannis a menționat faptul că vrea să reia formatul București, deci întâlnirile pe flancul estic cu toate țările de la Marea Baltică la Marea Neagră. În al doilea rând, noi avem cu polonezii un memorandum de înțelegere în ceea ce privește apărarea antiaeriană. Să facem un sistem de apărare antiaeriană comună. Noi cu polonezii trebuie să împărțim riscurile în această zonă. Și vă mai spun ceva. Deci, eram în 1996 la Universitatea Națională de Apărare, de la Washington, am făcut master în strategia resurselor de apărare acolo și am avut o lucrare de final care se chema NATO versus terorism în Europa de Est. Element esențial în această chestiune este faptul că problema pe care România și Polonia o au în această zonă sunt valoarea adăugată a acestor. Domnul Grumaz, domnul Străinu spune corect și eu mă raliez poziției domniei sale. Foarte bine. Donald Trump l-a invitat, ca să nu spun l-a chemat, l-a invitat pe președintele României la Casa Albă, se suie în Air Force One și se duce la Varșovia. Întrebarea oricărui român, trebuie să citim într-o cheie. Dacă voie să explic? Asta e pe scurt, dacă se vede dacă e o diferență. Bineînțeles, trebuie să... Deci, după cum spuneam înainte de a
reîntreba acest lucru. România și Polonia au o valoare adăugată. Polonia a cumpărat foarte multe echipamente din Statele Unite. A cumpărat 48 de avioane F-16. Cumpără sisteme... Noi, să subliniem că noi. Noi, dar e important. Din Portugalia, acum am făcut niște fiară vechi. Deci ei au avut un program, polonezii au avut un program de înzestrare pe 10 ani, pe 20 de ani, cu 30 de miliarde de euro. Cu 30 de miliarde de euro numai pentru înzestrarea armatei. Am înțeles. Cred că a înțeles orice român. E posibil ca acest număr de miliarde... Dar și România are... Nu, să facă diferența. A spus că Trump se duce la... Se duce în Air Force One, se duce la Varșovia. Sosirea la Varșovia face parte din turneul european pentru G20. Deci Trump se duce la G20, ăsta este ținta, și se oprește la Varșovia înainte de această vizită. Mi se pare normal. Când cumperi atâta tehnică din Statele Unite... Așa, domnul general, aici am pus așa. Știți ce se întâmplă? Fiecare program de înzestrare de tehnică militară vine la pachet cu o soluție... Absolut. De diplomație. Și politică. Bravo. Gata. Deci, dacă știi ce să ceri... Emil Străinu avea dreptatea lui. Când cumperi de la portughezi mâna a doua are câteva... Poftim? Fiecare are dreptate. Ați vrut să interveniți și apoi domnul Străinu. Da, domnul... Aș interveni cu o întrebare, dar nu mi-o permit. Vă rog. Polonia, la ora actuală, are o politică naționalistă? Da. Bun. Fără doar și poate. Iată ce face, iată ce face Polonia puțin, în 2008. Nu, stați puțin să ne lămurim, nu. Deci Polonia a avut întotdeauna o politică naționalistă, nu e acum. N-a apărut acum politica naționalistă. Bine, reformulez eu întrebarea domnului general Bălăceanu. Polonia are și acum ca întotdeauna o politică naționalistă? Da. Bun. Polonia a fost ștersă de pe harta Europei de 3 ori și poporul polonez a pus-o înapoi pe harta Europei. Dați-mi voie la un asta exemplu. Asta înseamnă să fii un popor naționalist cu o conducere puternică. Dați-mi mea. Voie la un exemplu. Vă rog. Care este elocvent. Dar de ce m-ați întrebat? Exemplul Poloniei? Nu întâmplător. Vă rog. Am să mă și justific. 2008, România a avut șansa istorică, acum se vede că șansa istorică erau acești 2% dedicația armatei, armata plângând ani de zile datorită subfinanțării. Corect. În 2008 România a organizat summitul NATO, nu am văzut preocuparea președintelui de atunci, a prim-ministrului care chiar avea intenții de reducere a bugetului, ce facem noi cu armata, ne apără NATO. N-a fost nicio preocupare a clasei politice. Se organizează summitul NATO la București, se întâmplă după summitul NATO invazia din Georgia și totuși în 2008 nu asistăm la nicio modificare a paradigmei securității, niciun gând de creștere a bugetului pentru apărare. Aceeași problemă care, iată, a durat din 2008 până în 2017, aproape 10 ani de zile, armata a continuat să fie subfinanțată. A fost primul semnal de schimbare geostrategică din punct de vedere atitudinii Rusiei. Politic nu s-a luat nicio măsură. În 2008, Polonia semnează declarația în baza parteneriatului strategic cu Statele Unite cu o componentă de bază politico-militară în care menționează nu numai cooperarea politico-militară, nu numai consultare și schimb de informații, inclusiv legat de viitorul sistem de apărare antirachetă, nu numai de cooperarea industriei americană cu industria poloneză alături de sistemul de apărare antirachetă, inclusiv cooperarea cu Statele Unite în problematica achizițiilor pentru armata poloneză, nu numai transfer de licență, transfer de echipamente militare. Este Polonia un stat naționalist? Absolut. Își vede fără interesele? Fără doar ce poate. Face totuși ca să devină din 2008, prin această declarație, o piață de desfacere totuși pentru echipamentele militare americane și nu numai, dar în primul rând pentru cele americane? Foarte corect. Care este contradicția între naționalismul polonez și faptul că s-au înzestrat din partea americană cu echipamente militare, mai ales cele probate în acțiune militară. Iar tristețea spuselor dumneavoastră rezidă, după părerea mea, și îmi permit și eu 30 de secunde un comentariu, taman în faptul că de 9 ani, 7 ani, 8 ani, 9 ani chiar, 2008 până astăzi, guvernarea și puterea, decidentul de la București, a lăsat armata de izbeliște. 9 ani care dacă nu era poate 2%, era 1,8, era 1,7, acum s-ar fi văzut în hangarele armatei, în remizele armatei.
Problema nu este 2%, stai puțin. Problema este cât dai din 9% pentru înzestrare. Deci în țările aliate, 2% din 2% se dau 20% procente pentru înzestrarea armatei. Discutăm și despre asta. Ar trebui să vă dau cuvântul, dar ascultați-mă pe domnul Ustez. Vă dau acum și stăm 30 de secunde că vine publicitatea peste noi sau vă promit că imediat... 30 de secunde termin. Deci, în primul rând, cei 2% nu au importanță. Este foarte important unde duci cei 2%. Deci, americanul, când ți-am spus, ai grijă să ai 2% și vezi cum unde îi duci, dar să nu cumpere armament din Europa. Prima problemă. A trecut 15 secunde. A doua problemă este următoarea. Noi nu am luat în ultimul timp, deci după intrarea noastră în NATO, niciun tip de armament. Ne-am întors în transmisie directă. B1 găzduiește noaptea generalilor. Prima analiză serioasă din punct de vedere geopolitic, geostrategic și militar, făcută după întoarcerea în țară a președintelui Iohannis, venit de la Casa Albă, unde s-a întâlnit, după cum deja știe tot globul, nu doar România, s-a întâlnit cu Donald Trump. Foarte multă lume susține, și aici în emisiune este reprezentată vocea acestora de generalul Emil Străinu, că România a fost invitată prin președintele ei la Washington pentru că este vorba doar de bani. Este o afacere pe bani, o afacere pe 2% din produsul intern brut al României, adică undeva la 3 miliarde de euro doar anul acesta. Și lucrurile ar sta așa. Eu cred că trebuie să nuanțăm și o să discutăm în seara asta în continuare, pentru că nu este vorba doar de bani, deși înzestarea armatei române este un subiect extrem de important. Atenție mare! România este acum între ciocan și nicovală indubitabil. Plecarea lui Iohannis la Berlin peste 4 zile, joi este la Berlin. Am să te contrazic cu ciocanul și nicovală. Imediat să termin fraza, că poate nu mă contrageți când o auziți. Iohannis este la Berlin, unde se va discuta în mod sigur același lucru. Aduceți-vă aminte că Europa e pe care să-și facă armată proprie. Aduceți-vă aminte că s-au discutat de bani, 5 miliarde de euro, fond de demarare a unei înzestrări militare europene. Nu NATO. Deși majoritatea țărilor implicate sunt și membre NATO, da? Deci, România este acolo unde se dau 2% din PIB pentru înzestrarea armatei și pentru armată, dar și pentru înzestrare, iar România va trebui să-i cheltuie cu înțelepciune, în folosul, cum a spus domnul Bălăceanu, în folosul armatei române, în principal și al puterii de apărare a țării, dar ciocanul este la Washington și nicovala este la Paris și Berlin. Unde am greșit, domnul? Imediat am să spun, dar pentru că eu sunt de radiolocație și am primit aici de la un, de fapt de la doi, un mesaj și că am o legătură cu prietenii care o să-mi spună niște lucruri, aș vrea să rog ceva pe colegii mei care sunt încă în activitate și pe care îi cunosc. De exemplu, domnul general Ciucă, care este șeful Marelui Stat-Major sau Statului Major General, cum îi spune acum, pe care l-am cunoscut și pe care le respect, să nu mai batem prea mult nicovala cu chestia asta, că au făcut studii la Washington, la Paris și la nu știu ce, pentru că băieții ăștia au dreptate, le-ați făcut, cei care le-au făcut acolo, acum le faceți acolo, înainte le făceați la Moscova, la Harkov, la Frunze și la Lomonosov. Nu, le lăsăm unde le facem. Important este să facem pentru țară. Nu le făceam noi, domnul general. Nu, aia care le-au făcut. Aia care le-au făcut au fost în viața lor, adică cum făcut. Nu, adică cum bate aia ce au făcut, au făcut ei. Ce facem noi acum este cu totul altceva. Nu știu dacă e cu totul altceva. E facem totul acolo altceva. Unde e sultanul. Dacă sultanul este la Istanbul, facem la Istanbul. Înseamnă că sunt doi sultani, unul în Europa și unul la Washington. E posibil, da. Este posibil să fie și așa. Apropo, Tudorea, pentru că noi știm de foarte mult timp cu ciocanul și nicovala. Ai zis că o parte a nicovalei... Ciocanul e la Washington, nicovala e la Berlin și la Paris, în părerea mea. Problema care se pune este în felul următor. Noi orice facem, orice nu facem, rămâne și suntem o țară europeană, pentru că așa am fost și așa rămânem. Și, în primul rând, valorile noastre supreme sunt europene. Punct. 2. În cooperarea și parteneriatul pe care la ora asta îl avem de foarte mult timp cu Washingtonul, a fost un parteneriat mai mult al Statelor Unite cu noi decât al nostru cu Statele Unite. De ce spuneți asta? Pentru că noi am stat în poziție de direcție, am executat numai ce au zis aia, am dus, am murit în Afganistan, în Irak, am păzit armata americană. Haideți, domnul general. Nu, stați-mă să vorbesc. Nu, fiecare avem dreptul la opinie. Constituția îmi dă dreptul la opinie. Bun. Deci, în acest interval, noi nu am primit tehnică militară
de la americani. Nu ne-a fost facilitată luarea în leasing, pentru că puteam, bă, băieți, uite, vă dăm și vouă 50 de tancuri Abrams, 10 rachete, 10 sisteme de rachete Patriot, vin americanii la voi, stau cu ele 2-3 săptămâni, o lună, vă învață și le plătiți voi în următorii ani. Ceea ce se putea face. A doua chestie, asta cu mângâiatul pe cap și pe umăr, și faptul că ce băieți bun și sunteți, este numai o chestie diplomatică. Românul întreabă eu ca cetățean, că apropo, ne-am învățat să vorbim numai de cetățeni, numai de alegători, de electori. Poporul ăsta român e făcut din oameni. Și oamenii ăștia mănâncă, trăiesc, se duc la școală, au probleme sanitare, au probleme de învățământ. El vede ce câștig eu din relația asta. Mai fac niște dușmani undeva? Că tot vorbim de problema asta. Nu o să puteți fi acuzat nicio secundă că sunteți ușor pro-est, pro-Moscova, pro... Nu, păi nu sunt. Am zis încă de la început. Nu sunt, am să vă spun și de ce. De ce nu sunt. Pentru faptul că trebuie să analizăm cu mare grijă riscurile și amenințările care sunt. Într-adevăr, în Est există o amenințare corectă, puternică, dar trebuie văzut dacă ea ne amenință pe noi. Neapărat atât, adică Moscova. Atât de puternic. Aș pune o întrebare simplă. Dacă scutul de la Devăsălu nu era, ne amenința cineva acum? Nu știu să răspund la întrebare. Domnul Bălăceanu, cum priviți punctul de vedere al unui general în rezervă ca și vreasa al armatei române? Pentru că s-a spus că scutul descurajează. Dar în momentul când scutul ăla descurajează, mie îmi creează și un risc și o amenințare din partea celor care îl descurajez. Adică eu am devenit la sistemul de rachete balistice rusești, o țintă Bucureștiul, Devăsălu, Clujul... Domnul Bălăceanu. România a devenit țintă, dacă vreți, pentru Moscova în momentul în care a intrat în NATO. Corect, ăsta este răspuns. Pentru că Rusia nu spune în strategie de apărare că România este inamicul. Nu. Spune clar, NATO este inamicul. Deci cu scut sau fără scut, pe scut sau sub scut, oricum reprezentam o țintă în condițiile în care Rusia ar fi decis să o lovească pe direcția sud. Este de fapt, a și lovit pe direcția... Ungurii a amenințat vreodată? Pe Bulgaria a amenințat vreodată? Pe cei i-a amenințat vreodată? Acum trecem de la ceea ce înseamnă o amenințare reală și războiul declarativ într-o politică în care tu interzici, pentru că Rusia s-a trezit, ursul s-a trezit, adică nu mai acceptă nici extinderea NATO, așa cum a făcut-o, nu mai acceptă nici dispunerea de echipamente militare performante și vezi poziția lor alături de scutul antirachetă, nu vor admite nici desfășurarea unor exerciții așa zis de amploare, care fie vorba între noi, comparativ cu exercițiile rușilor, marile noastre exerciții multinaționale, cred că reprezintă un 10 până la 25% din ceea ce înseamnă efectivele Rusiei participante la un asemenea exercițiu. Deci lucrurile ne sunt clare. Am intrat într-o alianță cu bunul și cu răul său pe care trebuie să ni-l asumăm. Și de asta a spus mai devreme și este un adevăr, nu, domnul general, ideea este foarte importantă în istorie. De partea cui ești, în ce tabără ești, pentru că noi trebuie să înțelegem, nu eram în Antanta, la această oră nu discutam de istoria României mari, la această dată nu ne pregăteam și trebuie să ne pregătim serios pentru ceea ce înseamnă pentru noi ca români cei 100 de ani de la momentul 1 decembrie 1918. Deci sunt lucruri importante, nu se rezolvă totul într-o istorie cu manu militari, dar la ora actuală este foarte important. Revenim pe scurt la subiectul legat de interese naționale, ele pot fi reprezentate. Eu mă uit foarte atent la Polonia, mă uit dintr-un anumit motiv. Modul în care și-au dezvoltat ei forțele de rezervă transformate în forțe teritoriale este un alt subiect. Dar dacă luăm în discuție înzestrarea armatei poloneze la ora actuală, au mers foarte bine și fără niciun fel de probleme în relațiile strategice cu Statele Unite, drept dovadă, dacă nu mă înșel, pe 19 iunie președintele Trump va fi la Varșovia, în condițiile în care F-16, adevărat, bloc 50-52, cumpărat din America, Patriot, după ce ei solicită dislocarea unei baterii americane, au făcut-o cu insistență, americanii s-au dislocat, cumpără rachete Patriot, în aceleași condiții produc un transportor sub licență finlandeză și dotează armata poloneză cu tancuri nemțești germane, Leopard 2A. Este încă o dată Polonia un stat naționalist, ține seama de interesele naționale în relația cu Statele Unite și cu Europa? Dacă Polonia poate să o facă, o putem face și noi. Întrebarea care vă pun eu este următoarea. Unde erați dumneavoastră cu 5 ani?
Unde eram eu acum 5 ani, noi suntem în 2017-2012, cred că eram în statul major general. Bun, acum 10 ani unde erați? Acum 10 ani, cred că eram comandantul brigăzii scorpionilor de la Craiova. Foarte bine, felicitări. În funcțiile pe care le-ați îndeplinit acolo, dumneavoastră ați propus vreodată ceva din ce spuneți mie aici? Eu știu că în ultimii 12 ani, noi am tăiat sistemele de rachete care erau foarte bune și am adus unele care sunt foarte proaste. Eu vorbesc din punct de vedere a apărării antiaeriene, că dacă intru și la alte forțe armate, categorii de forțe armate, este altceva. Da, acum... Deci am tăiat escadrila de MiG-23, am oprit escadrila de MiG-29, s-a ruginit, am tăiat escadrila de avioane robot, am tăiat IRU-93, mai continui? Am distrus regimentele de Volkov, am dat regimentul de Leva, am tăiat regimentele de Cub, mai continui? Din punct de vedere la radiolocații, în 1992, această țară avea două brigăzi de radiolocație cu un star major al trupei radiotehnice, care avea rețineți, deci două brigăzi, avea 234 de stații de radiolocație, 54 de subunități. Și dumneavoastră, pe 38. Stați încet. Ce a spus? Iertați-mă. Pe 37 și pe 38, nu? Deci nu există pe 38. Pe 37 există, pe 38 nu există. Deci haideți să vă spun o chestie. Stații de radiolocație care mai puteau funcționa 20-30 de ani, cu piesele care erau, pentru că era vorba de modernizat numai sistemele de protecție la bruiaj, la precipitații, la sistemul anti-strike și așa mai departe. Deci eu am muncit acolo și știu despre ce e vorba. Este dar un adevăr, poate... sigur, este un adevăr, dar trebuie să ținem seama și de următorul adevăr. Sistemul nostru, inclusiv de cercetare, supraveghere în decembrie 89, într-un tipic aplicat război informațional, nu a reușit să se protejeze împotriva războiului electronic aplicat de noi. Dați-mi voie. 99,9 perioadă dintre cei care se uită la televizor nu au nici limbajul și nici cunoștințele necesare să vă înțeleagă, să vă urmărească. Domnul Grumaz, ați vrut să interveniți. Da, adică am vrut să nu ducem discuția, să nu ducem prea în amănunte legate de tipuri de armament, de principiile contează. Deci, atunci spuneți simplu, s-au tăiat 300 de avioane, da? S-au tăiat și s-au desfințat 20 de divizioane de rachete. Intuiesc, am sentimentul că domnul Grumaz are un punct de vedere diferit. Vă ascult, domnul general. Da, am un punct de vedere diferit și vreau să facem o paranteză întâi. Știți care este simbolistica darului pe care l-a făcut Klaus Iohannis președintelui Donald Trump? Nu. Deci i s-a oferit sabia lui Ștefan cel Mare. Sabia lui Ștefan cel Mare a fost primită de la Papa Sixtus al IV-lea, după bătălia de la Vaslui din 1475. Papa i-a dat o sabie, l-a făcut atleta lui Hristos și i-a dat un standard împotriva cui a luptat Ștefan cel Mare. În ordinea importanței a turcilor și a românilor. A țării românești și a turcilor. Deci a turcilor. Și a țării românești. Ca să o dăm pe aia dreaptă. Deci, eu am obosit și cu Ștefan cel Mare. Dumnezeu să o odinească. Nu. A doua lui... Cel Mare și Sfânt. Cel Mare și Sfânt. Atenție. A doua campanie ca număr de lovituri și efect militar a fost împotriva țării românești. Atenție. Este simbolistica faptului că îi dai unui președinte care duce războiul împotriva terorismului sabia unui conducător care a luptat cu cei care au vrut să ocupe teritoriile. Nu discutăm de Ștefan cel Mare sau de nu știu ce, discutăm de simbolistica unui. E nefrică să traduc mai în detaliu ce spuneți acum, pentru că dacă mă uit la Erdogan, contextul Marea Neagră, contextul Turciei și sabia lui Ștefan, încep să mă îngrozesc. E un mare risc în zona aia. Și atenție, când au vorbit de pilonul Marea Neagră, Marea Neagră nu trebuie luată singură. Marea Neagră și Marea Mediterană au devenit același sistem de securitate comun. Poziționarea Rusiei în Crimea nu face altceva decât să asigure logistica pentru transferul, proiectarea forțelor rusești în Marea Mediterană. În Crimea, ca să-i fac plăcerea domnului general, există instalat sistemul Murmansk, BN, cel care bruiază comunicațiile, știți foarte bine, da? Domnule, vă pun o întrebare. Ați fost vreodată în Crimea? Nu, n-am fost. Îmi cer scuze că n-am fost. Eu am fost în ultimii 10 ani, cam de aproximativ 15 ori. N-am fost. Eu am fost la Washington. Inclusiv în baza de submarine. Am fost inclusiv să văd ceea ce înseamnă de ce i-a luat pe ucrainienii aia cu stolul, așa, cu ciorchinile de unitățile militare. Deci,
Nu vorbiți despre ceea ce nu știți. Nu, nu fiți rău. Specialist în război radioelectronic. Pot să vă spun că întotdeauna Crimea a fost un pinte la război radioelectronic, cu următorul element de înaintare, insula Șerpilor, care a rămas la ucrainieni acum. Domnul general, cu tot respectul care vi-l port, acum 10 ani Murmanscul nu exista. Deci este un sistem de război electronic de ultimă generație. Eu am zis în ultimii 15 ani, ce asta înseamnă? Nu. Eu am vorbit de Murmanscul. Unde între un om care a mers de 15 ori în Crimea și unul care declară suscitarea a fost mai mult la Washington decât la ruși? Am fost foarte atent la Turcia și la simbolistica cadoului către președintele Iohannis. Către Trump. Spunea George Friedman, poate revenim asupra subiectului, în analiza post-acțiune după vizita la Washington, faptul că americanii nu suntem siguri care ne sunt aliații în Europa. Sigur că România fiind un aliat sigur. Dar fiind România un aliat sigur, fiind România și o posibilă piață de desfacere, de acord cu onorabilul meu coleg al armamentelor și echipamentelor americane, care de altfel unele dintre ele sunt binevenite pentru că sunt performante, mai ales dacă vor veni sub forma nu a licenței, ci a unor societăți mixte română-americane cu păstrarea dreptului de proprietate intelectuală a românilor. Ați atins un subiect, iertați-mă, domnul Gelcă, la jumătatea unei fraze extrem de importante, atât de importante cât vom continua exact de la jumătatea acestei fraze. Trebuie să iau 2 minute de publicitate și revenim asupra posibilității să facem societăți româno-americane de dezvoltare a industriei de apărare. Că aici eram. Imediat ne întoarcem.